Să începem să discutăm un pic. Haideți să nu mai stăm că deja suntem de oră și jumătate. Ama s-a încheiat. Suntem de oră și 40 de minute în voice deja. Îl continuăm cu voice-ul nostru tradițional. După Ama, acum o să continuăm noi cu voice-ul nostru tradițional. Și o să discutăm, inclusiv, proiectele, unele proiecte, poate de ce nu, pe care le a menționat și Ștefan și Farez mai devreme. Nu cunosc proiectul, dar s-ar putea să fie de ce nu. Poate un proiect potențial m-a făcut curios, o să uit un pic peste ce înseamnă și, cu siguranță, dacă o să am nevoie, poate că mă aud cu Ștefan sau cu Fares la un telefon, încât să detalieze. Iar dacă voi, cei din comunitate, sunteți interesați și curioși, la fel dați-le lor un tax sau poate, cine știe, poate facem un ama și cu proiectul dacă pare a fi unul interesant. Bun. Dragilor, haideți să ne uităm un pic. Ca și o glumă, ca și o glumă, îl citesc pe Dima sau dacă e în chat, poate ne zice el direct. Dacă să strângem vreun fond pentru a închide acest concordium, noi donăm. <laughs> uh, 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 asta, ne, asta ne mai lasă. Deci, 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 deci. dacă, dacă îmi permiteți o secundă, uh, părerea mea e că fie că vrem sau fie că nu vrem, eu cred că ne îndreptăm spre această uh, parte, să zic așa, spre KYC și să. O să se cam termine curând, cu toată anonimitatea asta noastră în cripto. Cu toate că Cripto a plecat, să zic așa, de la premiza anonimității, dar curând, reglementările și astea, eu zic că spre, spre asta ne îndreptăm. Adică nu, să, nu prea o să putem să fugim de asta. De asta avem Eu, sunt, eu sunt perfect de acord cu tine. Farex, mai puțin cu termenul de curând. Uh, Partea asta de curând și nu va fi curând 100%. Întotdeauna vor exista diferite platforme și diferite aplicații pe care probabil le vom putea folosi și anonim. Probabil că vom fi limitați la anumite valori pe care le poți tranzacționa sau le poți retrage în mod anonim, dar ce trebuie să înțeleagă fiecare, dragii mei, când vine vorba de anonimat? Ok, noi ne bucurăm că ne conectăm cu metamask că folosim DEX-urile Probabil că CryptoDev este în extaz când aude lucrurile astea cu anonimatul și cu și nu neapărat cu anonimatul în sensul rău, că el nu-și dorește să fie anonim CryptoDev și cei care au această viziune, să zic, legată de blockchain și descentralizare, nu-și doresc să fie anonim pentru că își doresc să ascundă ceva sau să nu plătească taxe, ci pur și simplu pentru că nu vor să se expună. Și vă zic de ce oarecum fare să are dreptate la un, într-un anumit punct de vedere, pentru că mai devreme sau mai târziu, în momentul în care noi vrem să ieșim în fiat, noi tot va trebui să folosim o platformă pe care ne-am făcut acel proces de noi or customer nu o să poți să-ți scoți în fiat. Nu ai cum. Dacă vrei să-ți faci un card și să cheltui banii, nu-ți face nimeni card fără uh, procesul de verificare a identității. Dacă vrei să te duci pe un exchange, exchange nu prea te lasă să-ți faci cont sau nu te lasă să extragi într-un cont bancar dacă tu nu ți-ai făcut un proces de verificare a identității. Deci mai devreme, mai târziu, va ajungem acolo. Acum, uh, în același timp, dacă vrem doar să tot acumulăm, și să facem zeci de mii, sute de mii sau milioane de dolari, depinde care ce capacități are și vrem să le păstrăm doar în cripto, nu ne oprește nimeni. E ok, atunci poți să-ți păstrezi anonimatul, să folosești dexuri, să folosești exchange-uri descentralizate în care nu te obligă nimeni să îți dai datele, dar cred că adopția asta cripto cu siguranță va fi una mult mai mare în momentul în care avem, totuși, niște reglementări clare, și în momentul în care este disponibil exact. pentru toată lumea. Exact, aici, aici aș fi vrut și eu să, să ajung, Mister. Îmi cer scuze dacă te întrerup. Asta este unul dintre cele mai importante lucruri. Cu toții ne bucurăm de tehnologia asta, de această revoluție, să zic așa, tehnologică. Pentru cei care înțeleg ce se întâmplă în spatele ei și ce putem să realizăm de aici, asta este, oarecum, să zic așa, punctul zero, da, pe, pe hartă. Dar, dar adopția, propriu-zisă, va veni exact cum spui și tu, și cum bănuiesc că. Este conștientă toată lumea în momentul în care vor exista aceste reglementări. Eu urmăresc foarte atent ce se întâmplă în Comisia Europeană și ce se discută pentru astfel de tehnologii, precum inteligența artificială sau blockchain sau metaverse. Chiar a fost de curând un astfel de plenum. Și acolo s-a spus clar. Nu suntem împotriva tehnologiei, ne place tehnologia, doar că din toate promisiunile pe care le-a făcut, deocamdată nu s-a îndeplinit niciuna, nici măcar una, adică nu este ceva neapărat safe pentru că sunt, din păcate, foarte multe țepe, foarte multe hack-uri, foarte multe uh, parole uitate, chiuri uh, pierdute uh, și astea sunt doar câteva pe care pot să le enumăr. Uh, în, în, acest, în acest spațiu, lucru care nu că va dispărea, dar se va diminua foarte mult în momentul în care va exista acest KYC. Și acum, CryptoDev, și eu sunt un, să zic așa, adept al tehnologiei pentru că oferă un anumit gram de, de privacy, dar gândește-te că cineva din familia ta, nu tu, foarte apropiat,ție, ar pierde tot ce a agonisit toată viața lui într-o secundă. Și că persoana care i-a făcut rău nu poate fi luată de nicăieri și că nu va mai putea recupera banii sub nicio formă. Uh, Ștefan, două secunde, vis-a-vis de -vis chestia asta, nu că sunt împotriva KYC, sunt împotriva uh, acestei forțări, știi? adică să folosești un bloc ce să în KYC. De ce nu? Mai degrabă, introduci un pașaport. Uh, uh, proof of identity pe un blockchain și anumite aplicații, dacă vrei să o folosești. Uh a, a, o accesit cu acel pașaport știi? Adică Păi să asta, să asta vrem să facem noi, se cheamă Identity Token și vrem ca utilizatorii platformei noastre, nu dăm nume știm toți care este, să se ducă la acel KYC provider să își facă să primească un Identity Token sub formă de NFT și cu acel NFT să poată să intre a, pe be. platformă și să se bucure de acele servicii. În momentul în care se va implementa tehnologia asta, nici ceilalți utilizatori, nici măcar de Cinătorii platformei nu vor ști cine se ascunde în spatele e. acelui NFT, dar în cazul în care persoana respectivă face o ilegalitate, poliția poate să afle cine este. Există deja. Am deja. Corect? corect nu vreau să dau lumii de unde, că nu vreau după aia lumea să ducă acolo, gata să-și și Am deja, mi-am mintat deja un astfel de NFT cu KYC-ul meu ca să-l am. L-am pe Ethereum, în cazul în care unul okay, okay, și vor nu? Păi, așa am zis, așa sunt total de acord, dar nu să mă îngrădești oarecum, nu fac referire la acest așa dar uh, forțarea asta cred că va da mai mult. Mai degrabă lași omul să aleagă și în un final va ajunge acolo decât să-l îngrădești din prima, fiindcă automat va respinge. Adică, noi toți știm că noi, când ești îngrădit, din instinct respingi ceva, știi? Același lucru se va întâmpla și acum, așa, adică. Vom vedea, așa, vedea ce, așa, ce va, va veni, vedea, dar tind să cred din discuțiile din uh, uh, plenum uh, cel puțin cel european uh, tind să cred că o astfel de lege va fi inclusă în setul de uh, reglementare da. Cu folosirea dexurilor sau cel puțin anumite dexuri dacă vor să funcționeze vor trebui să aibă acel uh, da, proof of identity. Cred, asta sunt și eu conștient. Da, eu cred că dragii mei, eu cred că noi ne complicăm acum și nu vedem pădurea de copaci. Adică, haideți să fim serioși, că nu e asta cea mai mare problemă a noastră în momentul de față. În momentul de față, e clar, foarte multă lume vine, băi, nu vreau asta, nu vreau cealaltă, dar to toți sunt dispuși să-și dea documentele fără nicio problemă pentru acel profit la care visează, la care visează toți. E, nu cred, eu n-am nimic de ascuns și n-am nicio problemă să-mi dau și să-mi fac acel New York customer. Iar legat de obligativitate, cred dev, nu te obligă nimeni. Nu folosi platforma respectivă dacă nu-ți convine. Du-te pe alta unde nu-ți cere. Care e problema? Nu trebuie. Păi proiectul îți cere New York customer și nu vrei? Nicio problemă. Nu trebuie să folosești proiectul respectiv. Du-te în altă parte. Este la fel ca și la magazin. Dacă mi se pare că produsul respectiv este prea scump, oare? Și am varianta de a-l cumpăra dintr-un alt magazin mai ieftin, mă duc și îl cumpăr de la magazinul respectiv De ce trebuie să accept condițiile celuilalt? Ok, că vine statul și te obligă, adică nu mă va obliga pe mine direct că să ne înțelegem Nu o să vină nimeni să ne bată nou la ușă, să ne spune să ne dăm documentele O să meargă la platforme și o să le spună platformelor Ștefan, ce ai tu? Proiect? Așa Prietene, dacă vrei să mergi mai departe cu proiectul Trebuie să îndeplinești aceste cerințe. Și Ștefan nu o să aibă ce să facă, pentru că nu poate să meargă cu proiectul mai departe Corect. decât dacă implementează acel sistem. Nu va ține că vrea Ștefan sau că nu vrea Ștefan, că nu o să-l întrebe nimeni dacă vrea. O să-l oblige. Corect. Iar el, dacă vrea să continue proiectul, va trebui să se supună reglementărilor. Uite că am uitat, era o întrebare încet, dar mă bucur că ești Farez. Nu știu dacă poate să răspundă. Îmi pare rău, mi-a scăpat întrebarea, am vrut să-i o adresez lui Alex. Nu știu dacă mai este Alex în chat. Întreba cineva pe grup dacă proiectul din AMA se încadrează în categoria jocurilor de noroc și dacă nu există cumva o reglementare pentru asta. Fare, știi ceva? Nu știu dacă mai e Alex. Nu știu, știu dacă mai Alex, dar nu știu răspunsul la întrebare. Nu am înțeles. Am, zis uga, am, cu, cu Uf, am fost... înțeles. Lasă. Cine a pus întrebarea, rugămintea mea este să o mai adresez încă o dată să-i dau un tag lui Alex. Îmi pare rău, mi-a scăpat. Pur și simplu bă, am văzut-o, am citit-o și mi-am amintit acum de ea, dar mi-a scăpat. Uh, bun. Haideți să trecem peste noi, o customer, peste detaliile de genul ăsta. Că un, singur lucru. În... Un, un singur lucru Așa. să mai zic. Rău. E important să, să știm cât, când se va întâmpla chestia asta și să încercăm să speculăm pe acest lucru, pentru că, în momentul în care va fi adoptată această obligativitate de a oh, 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 te identifica, oh, 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 oh. vine mass adoption și trebuie să ne ținem tare că uh, se duce. Știm cu toții în ce direcție se va duce prețul uh, celor care. Păi, vor intra aici în aceste reglementări. În două narrative, Ștefan. Una în sus, dar... una <laughs> în jos. Da, și poți beneficia de ambele. În ce fel? În momentul în care o să vină această reglementare, și dacă considerăm că va fi una mai agresivă, ca să zic, și vedem că este totuși dată, pentru că haideți să ne înțelegem, în momentul în care vin Statele Unite și Promulgează o lege de genul ăsta. De obicei nu vine și nu se întâmplă de pe azi pe mâine. Nu o să zică astăzi s-a votat, de mâine intră în vigoare Nu. Probabil își vor propune și acea reglementare va fi din 2024, din 2025 sau ceva de genul În momentul în care vedeți așa ceva, și aici este vorba de narrative, noi ne raportăm acum la acest proces de customer sau de reglementare în cripto. Cei care sunt atenți pot beneficia în două direcții O dată, dacă mă întrebați pe mine, când în momentul în care aș vedea o știre de genul ăsta Dacă aș fi un trader care folosește leverage, probabil că cel mai rapid aș fugi să dau un short în general în piața cripto Pentru că lumea așa o va privi Toată lumea care, multă lume care nu înțelege cripto va vedea o piedică în, în toată treaba asta, deși nu este o piedică și long term va fi un lucru benefic. Și mai există încă o variantă. În momentul în care a doua narativă pe care o văd eu, în momentul în care se impune așa ceva și avem proiecte care întrunesc aceste condiții, adică acele NFT-uri care îți asigură că noi ori customer și așa mai departe, acelea vor exploda. Deci trebuie doar să fiți foarte atenți. Uitați-vă ce s-a întâmplat cu proiectele AI și nu datorită proiectelor AI, nu datorită faptului că AI a devenit peste noapte ceva extraordinar. AI este oarecum la fel cum era și ea cu jumătate de ani sau anul trecut. Nu s-au întâmplat foarte multe lucruri. În schimb, a apărut ChatGPT, nu? Și de acolo a explodat totul. S-a făcut narativa cu, cu acel Chat și cu proiectele AI din cripto și am văzut ce s-a întâmplat în ultimele, două, în ultimele luni, mă scuzați, cu tot ceea ce s-a întâmplat legat de acele proiecte care au avut legătură cu AI. A fost o explozie, au proiect, proiecte care au crescut cu sute de procente. Chiar la începutul voice înainte să, înainte să începem să înregistrăm, vă spuneam că în urmă cu, nu știu, o săptămână și ceva, anunțasem, intrasem eu într-un trade, în două trade-uri de fapt și le anunțasem, le anunțasem pe grupul nostru de suport cu două proiecte de AI în care am dat pragul, le-am zis, bă, uite, am intrat aici, pe aici îmi propun să vând cu un profit destul de ok. Vreau să vă spun că cu unul dintre ele am intrat de trei ori consecutiv în decurs de, în decurs de cred că o săptămână jumate. Pe același proiect am intrat de trei ori și am intrat toate trei. Ultimul, într-adevăr, ultimul 3, dar intrat, a intrat la vreo săptămână, cred că după. După care am dat Orai și Ajix-ul. Orai a intrat aseară, de exemplu, și spuneam că am intrat pe la 3 și ceva și mi-am propus să-l vând undeva la 4,2. Aseară mi a intrat Ordinul, dar nu știu cât am făcut, 10, 15, 20%, nu mai știu exact cât a, cât a fost peste creșterea. Pentru că eu folosesc doar spot cum marea majoritate dintre voi știți, în, uh, nu îmi nu, nu pierd timpul cu leverage pentru că nu am timp să stau, să urmăresc și, în momentul în care intru într-un trade, eu prefer să intru pe spot. Ca în cazul în care decizia mea a fost una greșită, cel puțin rămân cu monedele și nu sunt lichidat. Dacă proiectul scade încă 50%, eu am tot numărul ăia de tokeni. În schimb, dacă am folosit leverage am folosit un leverage mare, pot să fiu lichidat în câteva minute. Nu spun că este varianta corectă, fiecare face varianta care lui convine și varianta la care se pricepe. Eu personal prefer să mă duc pe spot și nu pe leverage. Și spuneam la început că mi-am pus un ordin de vânzare la 4,2. E, ia ghiciți ce că oraiul de la 4,2 la cât am vândut eu la momentul respectiv, S-a dus până în 5,5. Mă uit acum, acum este 5, a scăzut înapoi în 10%. S-a dus până în 5,5. Și aici intervine o chestie extrem de interesantă, pe care probabil marea majoritate dintre voi ați văzut-o, ați trăit-o, o trăiți și o chestie cu care vă luptați și este o chestie de care. Recomandarea mea este să faceți acele exerciții de, nu știu, de psihologie, să-i spun așa, și să scăpați de acest sentiment. Adică sentimentul de nemulțumire. Faptul că, în loc să fiu. La mine nu s-a întâmplat, pentru că am reușit, să zic, în linii mari, să trec peste aceste frustrări. Faptul că să fiu nemulțumit că eu l-am vândut la 4,2 și, între timp, el s-a făcut 5,5. Adică de acolo s-a mai dus încă destul de mult. Dar dacă eu am plecat din start cu, cu un plan foarte bine făcut de la început și mi-am stabilit, băi sunt mulțumit, dacă de la 3 ceva îmi face 4,2, eu sunt mai mult decât mulțumit despre, de acel profit. Am stat undeva vreo 8 zile, cred că, până când ordinul respectiv mi-a intrat. Mă credeți că n-am avut niciun regret pentru că l-am văzut că s-a dus în 5,5, pentru că eu am fost mulțumit, eu mi-am stabilit. Trade-ul a funcționat exact așa cum eu mi-am stabilit. A înseamnă că am luat o decizie bună la momentul când l-am achiziționat Mi-am stabilit niște parametri foarte buni. Într-adevăr s-a dus până în 4,2. Dacă vă uitați pe graficul de la ORAI o să vedeți că s-a dus în 4,18-4,17 Băi, dar nu atingea 4,2 cât am stabilit eu și am zis nu vând sub 4,2 au trecut 8 zile sau ceva de genul și mi-a intrat uh, ordinul. Și vă spun că n-am avut frustrare pentru faptul că n-am mai pierd... n -am pierdut, că ca să pierzi ceva trebuie să ai. Uh, nu am pierdut un câștig. Eu am făcut, am marcat un profit la, un anumit, uh, la un anumit procent pe care eu mi l-am stabilit. Drept urmare, vă spun sincer, de îndată ce reușiți să treceți peste aceste complexe, și nu mai stați să vă gândiți că puteați să vedeți deveniți milionari în ciclu trecut dacă păstrați nu știu ce tokenuri. Dacă eram toți inspirați să ne vindem apartamentele, casele și să luăm solana la 8 dolari și ajunsese la 25, ne triplam banii în decurs de doar 2-3 săptămâni. Dacă tot stăm și trăim în trecut, nu ne bucurăm de prezent, dragii mei, și nu o să ne bucurăm de viitor. Faceți-vă un plan de fiecare dată când începeți să tranzacționați, când începeți să cumpărați Faceți-vă un plan foarte clar ce vreți de la acel trade Unde sunteți dispus să vindeți, cât sunteți dispus să pierdeți Dar dacă plecați la drum cu temele nefăcute și nu știți clar care este destinația o să aveți permanent frustrări și o să fiți veșnic nemulțumiți și în momentul în care marcați profit nu este normal să fim nemulțumiți în momentul în care noi am marcat un profit. Cum să se poate întâmpla așa ceva? Nu e, nu e firesc, nu e normal. Pot să vă uh, recomand ceva dacă îmi permit să, să intervin. Rog, rog. În momentul în care aveți un trade reușit, să zic așa, să împărțiți profitul la trei. O parte să o reinvestiți, o parte să o puneți deoparte pentru un cazul în care se duce mai jos și vreți voi să mai luați o dată sau mai știu eu ce, iar o parte să vă cumpărați ceva ce v-ați dorit să vă cumpărați. De ce? Pentru ca să vă, practic, să vă, mult, să vă recompensați, să zic așa, pentru trade-ul uh, 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 reușit. Uh, nu este ideea mea, dar am încercat-o, uh, funcționează. Chiar, chiar, uh, să zic așa te liniștește, cum spune și Mr. Crypto, și te, te, ajută să te bucuri de moment. Regula de aur în momentul în care vrem să economisim, în momentul în care vrem să investim și în momentul în care vrem să ne dezvoltăm, regula de aur este și se spune, o să vedeți, o să veți găsiți la diversi consilieri financiari și care vă învață cum să vă organizați sau există o regulă de aur. Prima dată plătiți-vă pe voi după care plătiți orice altceva. Prima dată și prima dată trebuie să vă plătiți pe voi. Adică să vă plătiți acele lucruri pe care într-adevăr vi le doriți foarte mult. Dar este clar că dacă ai câștigat 1000 de euro și ai rate de 800, cam ghinion să te mai plătești pe tine. Pentru că ai luat o decizie proastă la un moment dat. Dar dacă îți permiți, întotdeauna trebuie să-ți faci bugetul și prima oară să te plătești pe tine. Haideți să ne uităm un pic la ce s-a întâmplat pentru că am avut o săptămână extrem de, deși nu cred că este corect din punct de vedere, gramatical, extrem de tumultos, pentru că nu cred că are grad de comparație, dar îmi permit să fac și această greșeală gramaticală, dacă este cazul. O săptămână tumultoasă, o săptămână extrem de încărcată dar care totuși se pare că a fost una bă, care ne-a bucurat, să zicem așa, pe cei care, bă, cei care așteptau totuși să vadă evoluție pozitivă în piață. Deși dacă stau bine să mă gândesc, cred că marea majoritate din cei prezenți în piața cripto și probabil și marea majoritate dintre voi, cei care sunteți acum în voice, cred că bă, nu vă bucură deloc faptul că toată piața este verde. Toată lumea spera, Hai totuși să mai vedem o corecție, să mai vedem că uh, reușim să mai cumpărăm și noi niște proiecte la prețuri bune Dragii mei, lucrurile astea trebuie să le facem acum 3 săptămâni, când piața era la pământ uh, Discutăm iarăși de acele regrete care n ar trebui să existe uh, Aceste regrete există pentru că la momentul respectiv a zis uh, foarte clar că A, nu cumpăr Bitcoin la 15.700, că e scump, se duce în 12.000 Dragii mei, dacă aveți notat pe hârtie sau dacă vă notați acum, când Bitcoin este aproape 24.000, 23.000 și nu știu, 700, 800, cât e în momentul ăsta, când dați voi să mă uit, cred că undeva pe acolo este. Da, 23.823. Dacă nu aveți un plan, recomandarea mea este să părăsiți acest voice, poate chiar acum, să vă luați o hârtie, un caiet, un pix și să vă notați un plan. Să vă spuneți dacă vreți să achiziționați Bitcoin, la ce preț sunteți dispus să-l cumpărați. Pentru că acum nu vreți să-l cumpărați, că este 23.800. Ce vă faceți dacă luna viitoare ajunge la 40.000? O să ziceți, mamă, ce-aș cumpăra Bitcoin la 23.800 cu 5 mâini aș cumpăra. Da, De revin cu o, o completare. Cei care n-au cumpărat Bitcoin uh, deloc da? Ăsta e un preț bun de a cumpăra și asta nu, bă, bă, nu trebuie să-mi iau hate sau așa mai departe, pentru că este un preț bun de a cumpăra. Acum nu cu toți banii, clar, trebuie să-și facă un plan să-și împartă portofoliul, dar dacă, dacă nu are deloc bitcoin în portofelul 23 de mii, mă scuzați. Deci, nici nu vreau să mă gândesc. Indiferent de ce s-ar întâmpla. Eu o să cumpăr bitcoin și la 25 de mii, dacă apare, de exemplu, dacă, crește, dacă are o creștere la 33 de mii și scadă, o să cumpăr la 25 de Deci, nu, nu e nicio problemă. Uh, ca idee, știți că aveți o. Da, mulțumim, uh, Ca idee, uh, nu știu câți dintre voi aveți Bitcoin sau aveți Ether, dar vă spun că dacă nu aveți, în momentul în care v-ați luat și v-ați niște Bitcoin și Ether în wallet, aveți o altă. Băi nu știu, aveți un alt vibe. Chiar dacă e puțin, mai aveți de 200, de 300 de dolari. Vă spun că e o altă chestie în momentul în care vedeți că aveți Bitcoin în wallet. Este altceva. Luați acolo să fie ceva. E clar că dacă discutăm de randamente și dacă discutăm de acele X-uri pe care le speră toată lumea, acele X-uri multe nu o să le vedem de la Bitcoin. Nu, o să le vedem tot de la altcoin. Dar acele multe X-uri de la altcoin ar fi de preferat să le vedem în momentul în care începe piața de altcoin. Piața de altcoin încă nu a început. Momentan este este trendul Bitcoin. Bitcoin trage piața după el și acum și în viitor, dar la un moment dat este bine un moment în care Bitcoin se trage deoparte și lasă altcoin-urile să-și facă jocul. Mai este până acolo. Nu știu, mult, puțin, abar nu am. Dar o să vină acel moment. Și este clar că banii cei mai mulți se fac din altcoin-uri. Dar riscul este un extrem de mare. Într-o piață cum este cea actuală, cel mai safe pariu este clar Bitcoin și Ether. Și recomandarea mea este să vă luați, dragii mei, luați-vă de 100 de dolari, de 200 de dolari, de cât vă permiteți, dar luați-vă un pic de Bitcoin și puneți-l acolo, pentru că o să vedeți cum vă crește sufletul când vedeți că aveți Bitcoin în wallet. Adică nu poți sta în piața cripto și tu să nu ai nici un pic de Bitcoin. Adică e, nu știu, e barnam, e blasfemie de-a dreptul. Bitcoin în pentru fi. No? Ether... Bitcoin sau Ether fiuri. Ether... <laughs> Bitcoin, Ether, da, de Ether ai nevoie pentru fiuri, că na, dar sunt mulți care probabil tranzacționează doar pe Binance Smart Chain, pe Polygon și pe altele, na. În fine. Deci, am avut o săptămână extrem de încărcată și săptămâna nu s-a încheiat. Mâine, dacă nu mă înșel, n-am apucat să mă uit astăzi deloc să vedem ce rezultate a avut Apple. Poate reușește cineva care a fost online să, să ne spună două cuvinte. Nu am apucat să mă uit pe rezultatele Apple Sper că dacă stau și mă uit acum la piață, aș putea să anticipez ce rezultate a avut Apple Și dacă ne uităm pe ultima oră, văd că Bitcoin este într-o ușoară corecție, Etherul la fel, BNB-ul la fel Aș tinde să cred că Apple nu a prezentat niște rezultate extraordinare dar nu știu. Partea asta de rezultate extraordinare pe care noi o vedem de la companiile mari, Amazon, Apple și așa mai departe, Google, trebuie să înțelegem că nu este vorba neapărat de rezultatul financiar în sine, adică dacă a fost pe profit sau nu a fost pe profit. Piața cripto și piața tradițională, în momentul de față, se raportează la așteptări. La fel cum așteptările pentru creșterea ratei dobânzii de 0,25 pe care a dat-o Paul ieri erau deja oarecum prinse în preț, lumea se aștepta. Dacă era mai puțin sau mai mult de 0,25, piața probabil reacționa, reacționa mult mai agresiv decât a reacționat. Acel 0,25 era oarecum price-in. Dar, totuși, a fost primit ca un semn pozitiv. E, Mâine avem, cred că, șomajul în Statele Unite, care, la fel, s-ar putea să, să creeze un pic de volatilitate pe, pe piață. Și atunci trebuie să fiți extrem de atenți. Recomandarea mea este ca. Chiar dacă nu sunteți, nici eu nu sunt economist la bază, nici eu nu am fost activ foarte mulți ani în piața asta și am observat că de când am intrat în cripto, a fost obligatoriu să încerc să înțeleg un pic și cum se mișcă piața asta de finanțe tradiționale, cum se mișcă bursa tradițională, pentru că piața cripto este în strânsă legătură cu ceea ce se întâmplă în piața tradițională. Și atunci, recomandarea mea este să țineți cont de acești factori, că nu sunt foarte mulți. Vine Fed o dată pe lună, anunță cu cât se modifică rata dobânzii. Nu sunt foarte multe, se mai anunță și majul, se sunt câteva date de care trebuie să ținem cont. Degeaba vă uitați cu cât s-a modificat rata dobânzii în România, că nu interesează pe nimeni și nu influențează cu nicio formă piața cripto. Repet, interesează pe foarte multă lume, eu și nu vreau să fiu. Adică, trebuie să înțelegem că nu interesează pe cei care sunt prezenți în cripto, adică nu influențează sub nicio formă. În schimb, este clar că ne influențează pe noi în viața de zi cu zi, în viața în traiul nostru de zi cu zi. Dar dacă ne raportăm strict la piața cripto, noi trebuie să ne uităm la ceea ce se întâmplă în principiu în Statele Unite. Ok, mai tragem un pic cu ochiul ce se întâmplă și în Asia, pe la chineze în mod special și cred că cam acolo se închide cercul. China nu mai influențează atât de mult, dar totuși dacă, dacă o să vină și China și o să dea, o să închidă complet partea asta de COVID și o să lase, o să lase la liber cam tot ceea ce se întâmpla pe acolo. Chiar astăzi ascultam, nu știu, cred că la Coin Bureau, dacă nu mă înșel, cred că ascultam în podcast, în videoclip la el, faptul că în ultimii ani chinezii cheltuie câteva trilioane de dolari cheltuie pe an pe pe partea de excursii, pe partea de uh, turism. Ei, hey, gândiți-vă că ei deja de un an, doi ani, trei ani de zile cam stau închiși acolo și nu au putut să cheltuie atât de mult. Sunt o grămadă de bani care ar putea să ajungă în diverse economii prin faptul că chinezii cheltuie, cheltuie foarte, foarte, foarte mulți bani. Iar dacă se dă drumul acum de uh, cumva îi lasă să circule iarăși la liber și se dă drumul la partea asta, o să intre foarte mulți bani în diverse uh, economii. În fine, uh, revenind la ce vă spuneam, uh, chiar dacă nu vă pricepeți foarte mult, recomandarea mea este să încercați să învățați 2, 3, 5 termeni și să vă uitați un pic la cum funcționează bursa tradițională și să vă uitați un pic la uh, aceste întâlniri când au loc pentru că creează niște volatilități foarte mari și sunt niște momente oportune să să puteți să marcați niște profituri, să știți să vindeți în uh, momentele în care trebuie să vindeți, să știți când să cumpărați uh, și atunci este indicat să le, să le păstrați. Partea uh, o chestie pe care probabil nu știu câți dintre voi o știți, că în data de 2 februarie, adică astăzi, este ziua cârtiței. Iar conform, conform, tradiției se spune că putem afla dacă iarna va mai continua încă șase săptămâni sau dacă a devenit deja primăvara. Noi dacă ne uităm acum pe charturi și dacă ne uităm pe piața cripto, se pare că la noi a venit primăvara, că a fost influențată de Jerome Powell cu acel 0,25% sau nu, în momentul de față se pare că ar fi deja așa un iz de primăvară. Nu știu ce să vă spun și nu știu dacă cineva o să vă poată spune și nici nu vă recomand să vă las după cineva care vine și vă spune cu, cu o siguranță de 100% că e gata, am intrat în bull market sau am intrat sau o să mergem în bear market. Cred că în momentul de față cea mai bună decizie pe care trebuie să, o pe care o puteți voi lua este să priviți piața din aproape în aproape, să o priviți din zi în zi și să nu stați neapărat să sperați că săptămâna viitoare Bitcoin ajunge la 15.000 sau ajunge la uh, 40.000. Nu avem de unde să știm asta și uh, v-am zis, uitați-vă că o singură știre într-o zi poate să modifice uh, piața uh, cum nu a sperat nimeni. Ne uităm pe ultimele în ultimele 24 de ore piața a crescut cu aproape 5%. Discutăm de o piață de peste 1,13 trilioane de dolari. Adică să nu cumva să vă gândiți că 5% este puțin. 5% nu vezi în piața tradițională decât în, nu știu, în zilele cu volatilitate foarte mare. Cel puțin din ceea ce știu și cât urmărez eu piața tradițională. Nu sunt foarte uh, implicați și foarte atent acolo, dar știu că procentele sunt mult mai mici. Deci, repet, 5% pe 24 de ore este destul de, este destul de mult per total piață. E, dacă ziua cârtiței o fi una care să declanșeze primăvara sau nu, rămâne de văzut în, în perioada imediat următoare. Cert este că momentan ne bucurăm de un trend pozitiv. Care are toate șansele să continue cel puțin pe termen scurt pentru că avem vești destul de bune Adică faptul că acel 0,25%, chiar dacă era pricing și chiar dacă lumea îl știa, totuși este 0,25% Aici putem să privim din două puncte de vedere diferit Faptul că poate să fie o chestie negativă pentru că totuși, să ne înțelegem, a crescut cu 0,25 nu s-a oprit, nu a pus-o la 0, a crescut cu 0,25 și este a șaptea creștere consecutivă a ratei dobânzii. Faptul că de la ultimele trei rate ale dobânzii, de la ultimele trei modificări, acestea sunt pe un trend descendent, a fost, nu știu, prin noiembrie sau când a fost, cred că 0,75. În decembrie a venit la 0,5 uh, uh, și în. Uh, iar acum o avem la 0,25. Da, este un trend descendent, dar totuși este o creștere. Uh, Paul a uh, reiterat acolo faptul că. Uh, se așteaptă, totuși, la majorări în perioada imediat următoare. Adică, dacă acum s-a făcut 0,25% și pe logica pe care ar avea foarte multă lume următoare o să fie 0%, nu înseamnă neapărat că așa va și evolua, pentru că își doresc în continuare să combată inflația. Și așa cum specifica colegul nostru cel mai în măsură și cel mai potrivit când vine vorba de știri, și care are o secțiune de știri în fiecare zi de luni pe zoomul nostru din canalul de suport. Pentru că are experiență în partea asta și este jurnalist, respectiv Dragoș. Dragoș ne-a spus de multe ori în Zoom o chestie extrem de interesantă. Jerome s-ar putea să vrea să rămână totuși în istoria Statelor Unite ca persoana care a reușit să facă un soft landing Faptul că nu vom avea, pentru că nu știm, vom avea sau nu vom avea acea recesiune pe care o așteaptă lumea, sau vom avea un soft landing, adică vom avea o recesiune, dar totuși va fi una extrem de lentă încât să nu ne pună pe toți pe, în faliment, ar fi totuși o realizare din partea lui. Deci, el totuși a avertizat că se așteaptă și că o să fie majorări și în perioada imediat următoare. Cel puțin încă două runde. Pentru că el își dorește foarte mult să combată această inflație. Da, e, mai avem încă mult până departe, și să spunem, totuși, că inflația a fost combătută. Eu zic că mai trebuie să mai așteptăm. Dobânda de referință a ajuns undeva pe la pragul de 45-475 și să nu uităm că este totuși cel mai ridicat nivel din 2007 Deci este cel mai ridicat nivel din 2007 Rămâne să vedem Pentru că targetul lor este de 2% Pe dragii mei, până la 2% mai este mult și din punctul meu de vedere Cred că nu vor ajunge la acest 2% în 2023. Dar economia va fi una funcțională nu dacă ajunge la acel 2%, ci întotdeauna noi trebuie să urmărim, ca și în cripto trebuie să urmărim trendul. Dacă trendul este unul bun și dacă trendul este unul care bă, îți arată că în viitor lucrurile ar putea să fie mai bune, atunci deja lumea devine mai optimistă. Uitați-vă că în momentul în care piața se schimbă puțin și se face verde, brusc, subit, apar și bani în piață. Toată lumea care a ținut banii la pușculiță până acum, hop că parcă, parcă mai căutăm prin fundul pușculiței și avem curaj să investim. Asta este psihologia umană. Omul are curaj să investească atunci când vede că totul este verde. În momentul în care vede că totul este roșu, îi este frică. E, dacă noi vedem aceste creșteri consecutive de câteva zile, păi puteți să vă dați seama că o să vedem încă intrări de capital în piața cripto pentru că lumea prinde curaj. În aceeași măsură, o să ajungem iarăși în partea aia în care uh, acest curaj care crește și lumea care este dispusă să vândă, în același timp, o să fie dispuse iarăși să facă aceleași greșeli de leverage. Iarăși, pe mulți o să-i cuprinde euforia, pentru că piața este verde, iarăși o să umble la acel leverage și pun leverage-uri periculoase. Și să ne înțelegem, în cele mai multe cazuri va urma lichidarea. Lichidarea nu te ocolește. Euforia te face să greșești. De asta, din punctul meu de vedere, cred că ar trebui să o tratați cu foarte mare calmitate, cu foarte mare atenție. Nu vă aruncați doar pentru că piața este verde. Eu mă... Acum mi-au intrat ordine de care v-am zis. Mai trebuie să-mi intre încă un ordin. Dacă mi intră pe Pagix, dacă nu mi intră, ba, este e un proiect pe care nu mă deranjează să rămân cu el în wallet. Mai am câteva ordere pe care trebuie să-mi intre. Unele dintre ele au intrat datorită acestei euforii a pieței și faptul că multe dintre ele au crescut, pentru că au crescut aproape toate proiectele mai mult sau mai puțin, de la 1%, la 100%, la 150%. Tință, cred că piața probabil va mai continua un pic în această euforie, cel puțin până când, nu știu, să nu apară un Black Swan event, să nu apară ceva. Din punctul meu de vedere, cred că cel mai mare pericol pe care l-am putea avea în cripto, pentru mine rămâne, nu știu, un pericol, pericolul stablecoin, nu știu, SDT, sau să mai vedem încă un exchange foarte mare care cade dintr-un motiv sau altul. Din punctul meu de vedere, asta ar fi cam cele mai periculoase lucruri la care, care ar putea să lovească piața cripto foarte tare. În aceeași măsură, piața cripto poate să fie lovită foarte tare și de un black swan event în piața tradițională sau, nu știu, se mai pornește un război pe undeva sau există suficiente uh, Evenimente care ar putea să cauzeze un crash în piață, dar, cel puțin la momentul de față, nu se întrevede niciunul la orizont. Drept urmare, piața își vede de cursul ei, care este unul pozitiv în, în perioada asta. Acum rămâne să vedem ce se va întâmpla mai departe, și rămâne să vedem cum, cum vor evolua lucrurile. Repet, nu știu cum, cum, a, cum au dat Apple veștile. Cer este că, pe lângă ce a anunțat Powell ieri, piața s-a mai bucurat un pic de știrile de la Facebook sau Meta, care a raportat niște rezultate financiare destul de bune. Din ce am văzut, am citit printre rânduri și am văzut numai că rezultatele erau, au fost unele destul de bune și prețul acțiunilor Facebook a crescut undeva cu vreo 20%. În plus, bă, ei au anunțat că vor face și un buyback de acțiuni de vreo 40 de miliarde de dolari. Ceea ce na, a fost bine privit și a fost bine primit de către piața tradițională. Am În pus, uh, da? Scuze un pic, dacă pot să interven. Te rog, sigur. Am, am pus eu acum o poză de pe de pe stock market de astăzi și chiar au fost creșteri mari. Portofoliul pe general mi-a crescut cu 7% și multe acțiuni au avut creșteri de 28-30%. Aici, în prima parte, este ce dețin. Și am acțiuni care le-am cumpărat când a fost căzută piața, la fel ca și cea cripto, și mi-au făcut deja 100%. Fiverr, Coinbase, mamă cum am stat și m-am uitat, deci fiți atenți, m-am uitat la acțiunile de la Coinbase la 30 ceva de dolari și deci eram ferm, eram pregătit, vreau să iau, eram, dar mă credeți că nu știu ce am făcut. Efectiv, nu știu, ori eram pe mașină și m-am gândit, ok, ajung acasă, vreau să iau niște acțiuni la Coinbase, erau 30 ceva de dolari m-am prins cu altele, am făcut, mi-a scăpat în ziua respectivă, mi-a scăpat și a doua zi, ca după aia să văd la 3 zile sau la 4 zile, că era 40 ceva de dolari. Mamă, deci m-au luat toate pandaliile în momentul ăla, pentru că nu am fost, repet, era o acțiune pe care eram ferm hotărât să o fac. Doar că m-am prins cu altceva și nu am făcut-o. Și vă dați seama că după ce am văzut-o la 30 ceva de dolari, la 40 ceva, am zis, băi, pas dacă n-am fost suficient de smart, nu n-am fost suficient de atent atunci, la revedere. Cât e, cât e Coinbase-ul acum, Joker? Două secunde, o să mă uit acum. Foarte uh, serios. curios. Coinbase-ul 80 de dolari. A, da, bravo. Deci era pontul <laughs> și la 40. Dacă nu era. <laughs> e, nu, bai, este deci un uite de una care a făcut 100%, atat. chiar mai mult. Da, corect. Deci eram, vă spun sincer, mi amintesc momentul când am zis foarte clar, vreau să iau 30, 30 ceva de dolari. N-am luat-o. N-am luat-o. A este. Că s-a dus. Da, s-a dus. Să fie sănătoasă. Stați liniștiți, dragii mei. Nu trebuie să vă. V-am zis, așa am specificat mai devreme, dacă reușiți să lucrați la psihicul vostru și să nu vă mai lăsați afectați de anumite decizii proaste pe care probabil le-ați luat la un moment dat sau sau decizii care ați vrut să le puneți în aplicare și nu le-ați aplicat De îndată ce reușiți să treceți peste ele și să vă dați seama că viața continuă și merge mai departe, la fel, nu se întâmplă nimic Există o grămadă de alte oportunități în piață Treceți peste pentru că nu o să faceți altceva decât să vă învârtiți în jurul cozii, să vă dați seama că să stați să trăiți în regret. Am să stau să regret că n-am luat Coinbase chiar și la 40 de dolari și puteam să-mi dublez banii. Nici o problemă. Am luat change. 5 S-ar putea să mai fie o, o, oportunitate sau depinde. Și dacă o privești pe termen lung, te gândești la potențial. Nu neapărat acum că de exact. 30 a ajuns la 80 sau cum privești și la Bitcoin. așa și De exemplu, eu am cumpărat Meta când toți ziceau că au investit bani și că sunt pe pierdere și așa mai departe. Eu am văzut potențialul, are Instagram, o are WhatsApp-ul, care la Instagram au implementat atât de multe lucruri și folosit mult, acoperă și partea de oameni mai în vârstă, să zic că știu și oameni de 70 de ani care stau pe Facebook, acoperă și partea de tineri, stau pe Instagram. Deci, pe termen lung, în scădere nu are cum să fie. E un ecosistem și el, Exact. Dacă, dacă îți bezi deștept și mai cumpără și TikTok-ul, e game over. Deci ce a acoperit toată plaja. <laughs> Na, mai... Sincer, nu știu dacă au nevoie să cumpere, că au implementat acum pe Instagram acele short-uri și deja lumea începe să revină iarăși pe Instagram. Da, nu le, din păcate, la mine Instagram, short-urile, TikTok-ul sunt strict pentru uzul profesional, ca să-i spun așa, legat de comunitatea Mr. Crypto, de, de ceea ce am încercat să fac cu Mr. Crypto și atunci trebuie să fiu prezent în toate aceste canale. Pentru mine, viața socială înseamnă Telegram și Twitter, de mult nu mai înseamnă Instagram, Facebook, TikTok și alte chestii de genul ăsta. Eu mi-am pierdut de mult interesul pentru ele, nu mai sunt, din punctul meu de vedere, este. Da, îmi pierdeam mult timp acolo. Pot să-ți petreci și timp de calitate în momentul în care găsești chestii educaționale și chestii care să te ajute, dar, na, din păcate, te ia și te duce dintr-una într-alta, încât constați că au trecut 2-3 ore și n-ai rămas aproape cu nimic. În fine, revenind, la ale noastre, până la urmă, cum ai zis și tu, Joker, Băi eu mă bucur să le folosească cât mai multă lume, pentru că dacă sunt investit în, dacă sunt investit și dețin acțiuni la compania respectivă, eu sunt foarte fericit care are adopție, pentru că într-un fel sau altul mi-aduce un, mi -aduce un profit. Bun, dragilor, rezultatele și cifrele, cel puțin în momentul de față, sunt unele pozitive lucrurile funcționează, mi este foarte greu și nici nu o să vă spun acum, cumpărați, vindeți, habar nu am. Eu vând ce am luat să-mi propun ca și strict, ca și flip, ca și trading, adică nu o să mă apuc să-mi vând un proiect pe care vreau să-l păstrez, nu știu, în următorii 2-3 ani. Eu iau și vând, poate vând și Bitcoin, poate vând și Ether, dar nu vând din cel care mi l-am pus deoparte, pentru long term. Adică trebuie să înțelegeți foarte clar că trebuie să aveți portofoliu împărțit în portofoliu de trading și în portofoliu de long term, de păstrat. Nu vă atingeți de proiectele pe care vreți să le păstrați 2-3 ani și credeți în ele că o să dureze. Nu vă atingeți acum și încercați să vindeți că acum a crescut toată piața, o să crească și lasă că săptămâna viitoare o să scadă piața cu 20% și o să-mi cumpăr mai mult. Nu portofoliul long term trebuie păstrat pentru long term. Dacă vă place să vă jucați cu focul, luați-vă un portofoliu separat de trading și acolo faceți trading. Păi dacă v-ați propus să acumulați, nu știu, 1000 de Elrond, nu faceți trading cu el până nu v-ați acumulat acel 1000 de Elrond. Ați luat 1000 de Elrond sau 100 de Elrond, depinde, fiecare cât poate. Nu știu, hai să mergem cu niște valori mai mici să fie mai Simplu. Dacă v-ați propus să aveți 100 de Elrond, păi stați și acumulați la diferite de praguri de prețuri până când aveți 100 de Elrond. Ok, acel 100 de Elrond l-ați mutat într-un wallet de care nu vă atingeți. Pentru că v-ați propus să beneficiați de el în bull market. Poate în bull market ajunge la 200, la 300, la 500, la 700. Habar nu am la cât poate să ajungă Elrond. Sau la 0. Cine știe? Nu știm. Dar în 2 ani sau în 3 ani, probabil v-ați propus să vindeți cel rândul, să zicem, la un 300-400 de dolari. Ok, ați luat 100, i-ați pus separat un wallet și nu vă atingeți de el până când el nu ajunge la 400. În schimb, mai puteți să începeți cu încă 10 Elrond separat cu care să faceți trading. No, ăia 10 îi luați și îi tăvăliți de 100 de ori dacă se poate. Și pe ăla nu vă interesează ce se întâmplă. Pentru că dacă ați luat, nu știu, 10 Elrond la 40 de dolari, <coughs> înseamnă 400 de dolari. Da? Ok, aveți 400 de dolari. A crescut Elrond cu uh, 20%, înseamnă că aveți 480, ați vândut la 480 de dolari. Aveți un profit de 80 de dolari. Așteptați iarăși o corecție, mai cumpărați o tură de uh, încă, încă 10 Elrond la 40 de dolari. Diferența este că acum aveți 480 de dolari și înseamnă că luați 12 euro. Dacă ajunge iarăși pe la 480, iarăși vindeți și așa încet încet vă creșteți, vă creșteți profitul și pe parcurs din acei Elron pe care îi puteți face suplimentar, puteți lua ok, 2-3 dintre ei, îi duceți iarăși pe portofoliu long term și de la 100 vă treziți că ați mai dus încă 10 L, rond în timp, să zic. Aia înseamnă că v-ați redus media de achiziție și aveți un preț mult mai bun și pe ăia 100. Dar nu amestecați una cu alta. Nu încercați să credeți că sunteți mai buni, sunteți mai deștepți și voi ghiciți piața. Nimeni nu a reușit, never ever, să ghicească piața de fiecare dată. Mai devreme sau mai târziu s-a ars. Deci, portofoliul de investiții trebuie să fie portofoliul de investiții pe long term, portofoliul de tranzacție trebuie să fie portofoliul de tranzacție. Dacă faceți un talmeș balmeș între ele și le amestecați, o să vă treziți cu momentul în care vă dați seama că ați vândut Solana la 14 dolari, ca și subsemnatul de altfel, la 15-16, dar îmi era de tranzacție. Și acum, dacă vreau să mai acumulez Solana, trebuie să o acumulez la 26 sau la 24, nu știu cât de acum. Dar nu îmi fac probleme cu Solana, pentru că eu am cumpărat-o atunci când am dat tweet-ul ăla, am cumpărat-o la 9. Pentru mine a fost profit curat. Iar ce am eu pus Solana deoparte, ăla este cu treaba lui, de la nu m-am atins. Dar o să vină momentul ăla în care vă dați seama că v-ați atins de portofoliul ăla, ați vândut când voi credeți că de acolo mamă nu mai poate să mai crească și e cel mai bun moment să vând. Îl vinde și o să vedeți că de acolo piața o mai ia încă, mai face încă 5x de acolo și nu se mai întoarce la prețul la care ați vândut voi never ever. Și o să aveți cele mai mari regrete pentru că v-ați atins de portofoliu long term. Bun, cred că am subliniat suficient pe partea asta de cum ar trebui să aveți cel puțin aceste două portofolii de tranzacționare și long term. <coughs> Și sper că a fost uh, înțeles. Uh, cred că ați văzut toți că Microsoft uh, a investit sau vrea să investească vreo 10 miliarde de dolari în chat GPT și ar vrea să îl introducă în loc de bing. La fel cum noi intrăm pe Google și căutăm în motorul ăla de search, Microsoft o are bing. Din ce am înțeles, mai cum? Dacă faci treaba asta, e șahmat Google. E șahmat. E, hai, 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 hai că exagerez scripte dev cu șahmat. Nu poți tu a, Google. Plecat, Băi, am înțeles. Am înțeles, dar hai să ne uităm câtă lume, băi, deci eu nu, adică eu n-am intrat de ani de zile pe Microsoft, pe Bing și nici nu cred că o să intru, adică faptul că îmi pune acolo chat de GPT nu o să mă facă pe mine să nu mai utilizez serviciile Google. Hai să fim serioși că Google nu înseamnă numai motorul de căutare, este un întreg ecosistem. Nu o să fie șahmat, cu siguranță îl va deranja, cu siguranță îl va supăra. Iar în momentul ia uitați-vă, și ăsta este un moment, uitați-vă la acțiunile Microsoft în momentul în care vrea să implementeze așa ceva și dacă se dovede că deocamdată sunt tot felul de zvonuri. Nu știu cât. A Ce au implementat, au implementat în timp într-adevăr, au implementat pentru uh, o parte din el pentru a, -ți, uh, a fi mai productiv și ați uh, sincroniza mai bine munca. Asta în zic, momentul de față, de... Bing este numărul 1 motor de căutare Ștefan. pentru cei care instalează Windows-ul ca să caute Google. Am... <laughs> acum, Corect. Acuma, Corect. am vrut să zic, acum am vrut să zic Ștefan, oare ce vrei să spui că de mă, mă... <laughs> <laughs> Da, e cea mai vechi glumă din de, internetul. <laughs> Da, uite, eu nu, uite, eu ne Băi, e cea mai veche de pe internet pentru voi ăștia care sunteți acolo și știți voi la partea asta de developer. Eu n-am știut-o până acum. acum Știi care este rolul lui Internet Explorer în Windows? Să dau la des Google Chrome. da, da, Mr. Crypto, spune-ne cum ai investit Microsoft în GPT sub ce condiții, că alea sunt cele mai interesante. Mă, eu știu care intenția să i-a cumpărat. Deci nu i-a cumpărat, nu. Nu i-a cumpărat. Microsoft a investit în ChatGPT. Toate miliardele pe care le-a investit, le-a investit fără să facă nici măcar un leu profit. Adică va deține acțiuni, practic, la firma respectivă, și își va lua din profitul generat de ChatGPT până în momentul în care își va recupera investiția. Și când își va recupera 100% investiția, nu îi va mai aparține. Se întoarce înapoi la OpenAI. Ei vor decât să aibă acces la tehnologie pentru a putea să investească în ea, să aibă know how și să își îmbunătățească serviciile pe care le are acum cu siguranță va câștiga din serviciile adiacente exact. de 10.000 de ori mai mult decât exact. dacă se efectiv pe chat GPT. Să e, mă voi... Asta urma să zic acum, ei au implementat în Teams, dar în Teams Pro, care este 20 de dolari pe lună abonamentul. Deci stai să ne înțelegi, de asta n-am vrut să zic tot. Nu, mă, deci, întotdeauna lucrurile astea trebuie privite în trebuie să te uiți un pic la esență. Nu merge numai să o iei așa de suprafață, la luat, la cumpărat sau la. Nu așa funcționează. Trebuie să înțelegi un pic, pentru că nu e pe 10 miliarde pentru Microsoft, sunt banii de țigări, să ne înțelegem. Da? Pentru el este nimic, dar fapt ce poate să-i aducă ecosistemului acel jet ZPT îi creează mult mai mulți bani. Și vă spun eu, eu cred că acei 10 miliarde și a scos. Nu m-am uitat pe prețul acțiunilor, poate ne ajută Joker dacă este tot acolo. Eu sunt convins că mare parte din acei 10 miliarde și-a scos acum prin aprecierea acțiunilor, doar prin această știre. Asta, unul la mână și doi la mână și uh, un lucru la fel de important ca și primul, în momentul de față, aparținând Microsoftului, nu are nimeni acces la cod. Nimeni. Păi, asta înseamnă că și-au asigurat la poziția, la... poziția în piață în ceea ce privește AI-ul. Da, dar Încă o chestie pe care eu aș vrea să o subliniez și care cred că este extrem de importantă. De Joker, te rog, uită-te dacă ai timp. Sunt foarte curios cum au evoluat prețurile Microsoft în ultima perioadă. Și cine e bun la matematică și se poate uita acum, o să poată să-și dea seama ce, ce profit a făcut câți bani a luat Microsoft în plus, a luat, nu a luat neapărat. Cu cât a crescut valoarea Microsoft, valoarea acțiunilor Microsoft per total. Dar un lucru de care eu sunt convins de fan, faptul că, într-adevăr, în momentul de față, el pare, pare marele câștigător și este marele câștigător din jocul ăsta. Dar voi aveți impresia că acest jet GPT o să fie singurul? Nu cu siguranță, fost, niciun caz. Bravo. In niciun caz. caz. Sunt În o grămadă caz, care, vor este cel mai avansat la momentul actual. Corect. Ah, dar a, se a vor mai vor avansat vor... public. Da, probabil că sunt încă o grămadă prin teste pe acolo care încă nu și-au arătat nasul, care probabil se vor uh, uh, inspira din uh, din ceea ce face el și vom vedea un chat GPT 2 sau altfel cum să o numi de la altcineva, care probabil va fi mult mai performant decât ăsta. Probabil. De că, astea, Unul dintre din motivele pentru azi. care Tesla este unde se află este pentru că a avut head start-ul. Corect. Și plus că uh, multă lume nu înțelege o cu aceste AI. Nu, nu se pot antrena chiar așa ușor și repede încât să ajungi pe altul din urmă. Deci închipuiți că chat GPT a furat start și are aceeași putere ca și altul care vine din urmă. Adică mereu v sau Ai dreptate. Ai dreptate până la un punct. Cine a inovat când a venit vorba de tehnologia asta digitală pe telefoane și pe asta. Apple, nu? Ți se pare cumva că la momentul respectiv Samsung era un nou pe acolo. Ți se pare cumva că Samsung a rămas în urmă față de Apple. Nu sau e cu Apple? Nu, dar Apple tot e primul. Am înțeles, tot o fi primul, dar uită-te ce piață are. Tot e primul pe partea lui de, de, telefonie și ce are. Că dacă e tot ecosistemul Samsung, nu știu și poate vorbesc în Dar dacă stau să mă uit la Samsung cu televizoare, cu toate nebuniile care le au, eu cred că, cred că ca și valoare nu e mai mare decât Apple. Nu știu. Nu, nu am datele și nu vreau să vorbesc prostii. Dacă stăm să ne uităm la vânzările lui Samsung legate de televizoare, de mașini de spălat, de frigidere, de telefoane, de căști, de tot ce vrei, nu știu dacă Apple îi face față. Probabil că Apple este mai bun pe partea asta de telefonie. Dar dacă e tot ecosistemul Samsung, eu nu cred că, îl... cred că face mai mulți bani decât Apple. Nu știu. Deci, la fel și aici. Faptul că o să vină și el e primul, da, este primul. Ok. O să aibă o adopție mare, o să fie cel mai cunoscut, o să fie cel mai folosit, cum este Google, motorul de căutare, o să fie că e primul. Da, e ok. Dar în același timp, n-am nicio problemă să investesc într-un proiect care vine pe locul 2 sau 3. Pentru că va avea o creștere mai mare. Creștere. Repet, ce este creștere. Ce este totuși de menționat, mister. Uh, nu vor uh, aceste ai uri cel puțin ChatGPT și altele care vor ieși, nu vor înlocui motoarele de căutare din simplu fapt că ele lucrează pe un set de date predefinite până în un anumit punct în timp. Adică, tot ce este nou, dacă mâine lansez un website, acel ChatGPT nu va ști de el fiindcă e lansat anul ăsta sau e lansat acum. Adică, motorul de căutare deja l-a indexat, știe de el. Dar ChatGPT încă nu știe, fiindcă, da, setul de date încă nu a ajuns la el. Deci, practic, va avea un în... în funcție în de cei nou. cei nou. Nu mă bag nu în nu detalii de tehnice, de tehnice de că de mă, de mă depășesc mă. și prefer să nu, prefer să nu vorbesc ceea ce nu cunosc. Spunea mai devreme Ștepan de Tesla. Da, va fi greu să vină cineva să bată Tesla. Și încă o dată, când ne uităm, noi trebuie să ne uităm că Tesla beneficiază de nu știu câte fabrici Păi, tu, ca să vii din urmă și să ajungi pe Tesla, tu trebuie să construiești nu știu câte fabrici. Greu să faci asta, așa de pe azi pe mâine, și asta în condițiile în care Tesla zice, gata, eu de astăzi nu mai inovez și nu mai fac nimic. Iar ei, din ce am citit până prin 2000, 30, 40, și-au și -au propus să-și facă încă nu știu câte fabrici de, de mașini. Greu să-l ajungi din urmă, dar aia nu înseamnă că nu pot să. Ciugulești și tu de pe lângă, din acea piață. Pentru că întotdeauna vor fi persoane care nu o să-și permită să dea 80 de milioane pe ultimul model de Apple. Dar o să-și ia un Huawei care are relativ, poate, aceleași performanțe sau chiar mai bune, la un preț mult mai mic. Aia nu înseamnă că Huawei nu o să facă bani, o să facă foarte mulți bani. Apple-ul vinde că e brandul. Nu neapărat că, deși eu sunt utilizator de Mac, de Apple și nu mă pot soci pentru că m-am obișnuit cu ele și îmi plac. Dar sunt nicio formă, nu mă bat cu pumnul în piept și zic că sunt cele mai bune, cele mai. Nu! Sunt cele cu care eu m-am obișnuit, pentru mine sunt comode, pentru mine sunt ok, dar nu înseamnă că sunt cele mai bune. Și întotdeauna o să fie piață, atât pentru unii cât și pentru ceilalți. Da, am deviat. Noi de la cripto, dar, într-un fel sau altul, tot ceea ce se întâmplă și în piața asta tradițională și în tot ceea ce se întâmplă în tehnologie, se reflectă oarecum și în piața asta cripto. Pentru că ne uităm, blockchain-ul este clar, este adoptat pe zi ce trece, tot mai tare și se află totuși într-o fază incipientă. Este o fază în care se poate crește foarte, foarte mult. Vorbim de adopția cripto, care este undeva către 4% la nivel mondial. Dacă ne raportăm la 8 miliarde de oameni, 84320 320 de milioane de oameni care probabil sunt prezenți în piața cripto plus minus, adică mai avem, slavă Domnului, avem unde să creștem. Oh, oh, oh. Vă panicați că a crescut piața cripto în ultimele zile cu 5%, cu 7%, că s-a dus bitcoinul de la o fi bottom-ul ăla la 15.800 sau nu o fi la 15.800 și că acum este 25. Dragii mei, Bitcoin nu poate să ajungă pe predicțiile de preț. Eu nu am de unde să le știu. Citeți și mă uit la alții care poate mai deștepți ca mine. și putem vedea, probabil, în 5 ani, în 10 ani, Bitcoinul la 250.000, la 500.000, cine știe. Atunci, și dacă îl privim și ne luăm după aceste date, mi se mai pare scump la 25.000? Nu cred. Ați auzit cât a, cât, a, cât a spus Katie Wood că va ajunge în 2030? Ați citit? Nu, nu. Un milion, 1,48 milioane, un milion mii și credea că va avea o corecție pe la 258.000 în cel mai rău caz, în 2032. Ok. Până la urmă. Bine, bine, și deci acum cu tot respectul. Da, să vă mai dați mai seama mai. că până la urmă, totuși sunt niște predicții de preț. Dar dacă stăm să ne uităm strict pe ceea ce înseamnă Bitcoin. Faptul că sunt, este o aprovizionare limitată la 21 de milioane, iar din acele 21 de milioane, probabil că la final. Vor rămâne undeva în piață un maxim 16-17 milioane, pentru că restul sunt pierduți, sunt blocați, sunt în care nu mai are nimeni acces la ele. Noi nu mai vorbim aici de un supply de 21 de milioane pentru Bitcoin. Noi vorbim de un supply total de 17-18 milioane de Bitcoin în total. Iar dacă Bitcoin continuă narativa ca fiind un asset, store of value, și nu neapărat ne uităm noi că nu o să-l folosească nimeni să stea să-l folosească la plăți sau chestii de genul ăsta Nu, va fi, își continuă narrativa de a fi store of value Atunci o să vină copiii noștri care nu mai vor neapărat să dețină aur sau alte chestii de genul ăsta Și probabil o să vrea să aibă o cotă mică parte dintr-un Bitcoin Și asta până la urmă îi dă valoare și o să-l facă să ajungă la niște valori uh, Nu știu Apropiate sau poate le depășește, poate depășește acele previziuni pe care le au unii. Una peste alta, trebuie să vă întrebați foarte clar dacă, în momentul de față, faptul că sunteți activi în această piață și faceți parte din această eră și aveți posibilitatea să luați parte la așa ceva, trebuie să vă întrebați dacă, într-adevăr, merită să stați deoparte și să ignorați acest trend și să aveți dreptate, poate să se ducă totul la zero, să dispară crimul. Eu mă îndoiesc de așa ceva, dar nu sunt Nostradamus și nici el nu a dat toate previziunile corecte. N-am de unde să știu. Ce este că eu nu vreau să fiu lăsat deoparte și vreau să fac parte din această, hai spunem, revoluție. Că greșesc, mi asum, pentru că am investit doar acei bani pe care îmi permit să-i pierd și un lucru important pe care trebuie să-l aveți în vedere sub nicio formă nu direcționați tot ceea ce înseamnă investiții strict către această piață Nu uitați că în momentele de criză cash-ul este king, adică trebuie să aveți rezerva de cash, trebuie să aveți investițiile direcționate și în alte asset nu doar pe nu doar pe cripto, la fel cum ne-a arătat Joker mai devreme, are investiție și în piața tradițională de acțiuni. Ciclurile s-au repetat de-a lungul istoriei și istoria nu neapărat se repetă, dar este similară de multe ori. Faptul că acum trecem printr-o corecție atât pe piața de cripto, cât și pe piața tradițională, este doar o chestiune de moment. Mai devreme sau mai târziu, noi nu vom sta veșnic într-o într-o perioadă cu inflație atât de mare, cu dobânzi atât de mari Nu, va veni iarăși primăvara, va răsări iarăși soarele, vom avea iarăși un an, doi sau trei cât vor fi de sau 10, dacă nu mă înșel, cred că ultimii 10 ani au fost. Când am avut ultima criză? În 2008? Dacă nu mă înșel, ia uitați-vă în că au trecut. 2008. În 2008 no. a început cu subprime când a picat lev în Exact. Exact. Deci am avut din 2008, 2009, 2010, 2012, nu știu când s-a recuperat piața în totalitate, am avut 10 ani de creșteri consecutive. Adică o să vină și momentul ăla în care vom avea câțiva ani buni de creșteri consecutive, cu mici corecții pe aici pe acolo, dar dacă vă uitați pe grafic, ultimii ani, ultimii 10 ani sunt niște ani de creșteri consecutive. Deci va veni acel ciclu dar, încă o dată, trebuie să fim extrem de atenți să știm să avem răbdare Eu știu că ne-am obișnuit în cripto să facem bani de pe azi pe mâine Eu știu că acum două săptămâni am tranzacționat AI uh, uh, Tokenul AI l-am tranzacționat de trei ori în decurs de două săptămâni sau ceva și mi-au intrat toate trade-urile Trei la rând, da, e ok în decurs de Într-un trade a intrat chiar de seara până dimineața. L-am dat pe grupul de sport și am zis, vedeți că am intrat pe AI-ul aia, ăsta. A doua zi dimineața deja era atins cu, nu știu, 20% sau nu știu cât era. Profit de, de, de seara până dimineața. Ok, normal, m-am bucurat. Nu m-am așteptat la așa ceva. Dar așteptarea mea nu a plecat acolo. Adică eu nu -am, am pus trade-ul seara și am zis, gata, pe dimineață vreau să am 20%. Eu eram pregătit să aștept o perioadă mai lungă de timp, la fel cum am așteptat acum o săptămână și ceva până când Orai a ajuns la prețul la care eu am fost dispus să îl vând, la prețul la care mi-am stabilit eu să-l vând. E, foarte bine, puteam să mai aștept încă șase luni de aici înainte, ca Orai sau AI, tokenii pe care i-am luat eu atunci, să ajungă la valorile care să mie să-mi convină. Dar Vă spun că sunt prezent în piața cripto din 2016 sau din 2017. Am avut 4 ani sau mie mi-au trebuit, din, mi trebuit 5 ani ca să pot să mă educ în direcția asta și să nu mai stau ancorat în vise și în speranțe de genul ăsta că mă îmbogățesc într-o săptămână. Este cel mai mare dușman posibil pentru că avem regrete, pentru că facem greșeli, pentru că ne uităm și încă o greșeală pe care vă spun, probabil mulți dintre voi o fac și am văzut-o la foarte multă lume, este că haideți să vă dau un exemplu, intrăm în două trade-uri, cumpărăm două proiecte, tokenul X și tokenul Y. Am cumpărat de fiecare câte 1000 de dolari. Tokenul X, îl vedem că se duce în cap și stă și stă și nu performează și stăm cu el o săptămână și stăm cu el două săptămâni și nu face profit, bascade la un moment dat ajungem în momentul ăla în care suntem așa de supărați încât suntem dispuși să-l vindem imediat ce a ajuns la prețul la care l-am luat sau să facă încă un 5-10% Și repede, repede îl vindem că a trecut deja două săptămâni și noi n-am marcat profitul Și mai avem tokenul al doilea care ne uităm, vedem că începe să performeze, dar suntem atât de panicați de ce s-a întâmplat cu primul token încât noi nu facem diferența că ăla este cu totul alt proiect, că nu are nicio legătură cu primul, că ar putea să evolueze complet diferit și ne grăbim să vindem pentru că avem sechele de la primul Trebuie să învățăm o chestiune foarte clară. Nu amestecați una cu alta. Dacă ați cumpărat două proiecte și unul va a scos pe real și nu a performat cum trebuie, nu aplicați Teama pe care ați dezvoltat-o la primul proiect, s-a aplicați și la al doilea, pentru că al doilea s-ar putea să se ducă și să facă încă 10x de acolo. Și voi să vindeți mult prea repede pentru că ați rămas afectați de la primul. Dacă v-ați notat de la început ce vreți de la fiecare, țineți-vă de plan până la final. Nu vă apucați la al doilea, să aplicați strategia de la primul. Pur și simplu pentru că primul nu a funcționat. Este una din cele mai întâlnite greșeli pe care le fac aproape le fac foarte mulți în cripto. Faptul că se lasă influențați de ce s-a întâmplat pe un alt proiect și aplică și la celălalt și nu mai au răbdare cu celălalt. Păi asta da. se întâmplă atunci când cineva cumpără ce nu știe. Adică, practic, cumpără produs de val, nu la mână, doi la mână, expunerea e mai mare decât ar trebui să fie și atunci iară te adică tranzacționezi emoțional. Și ce să mai zic, cum mai spus și tu, nu-ți faci planul. Dacă nu-ți faci planul, atunci vei fi tot timpul nemulțumit sau tot timpul vei fi pe lângă. Adică dacă câștigi, câștigi și nu știi de, ce ai câștigat. E foarte periculos să faci așa. Correct. Deci eu n-aș recomanda nimănui să intre în ceva în care habar nu are sau pur și simplu cu auzit că a spus cineva de pe chat că tokenul la crește. Apropo de inteligența artificială și proiectul ăsta al nostru, Human, s-a crescut. A crescut de vreo 3 săptămâni, cred că de la 0,3 cenți la 2,8 cenți. Adică, ce vrem mai mult de atât? A beneficiat de narrativă. Exact. A beneficiat de narrativă. Dar, încă o dată, memat, ai gândirea asta după câți ani? Bine, eu acum în piața cripto sunt un pic mai tinerel, am 2 ani de studiu pe piața cripto 2018-2020, dar eu am mai lucrat pe investiții, am făcut și trading, am investit. Eu, practic, primele mele investiții au fost din 1997. Ca idee. Am înțeles, păi, asta spun, după câți ani? Deci, ok, o, o, chestie extrem de, o chestie extrem de bună este faptul că toți cei care sunteți aici prezenți pe comunitate, în acest voice, care vă uitați la un comunitate și puneți întrebări Diferența este că nu trebuie să așteptați acei ani, ci doar să ascultați ce vi se spune de către niște persoane care au o experiență poate un pic mai mare În momentul în care spun să ascultați nu este să mergeți să cumpărați ceva ce vă spun eu, ce vă spune MMA, ce vă spune oricine altcineva, nu știu pe cine urmăriți. Nu, să ascultați uh, mentalitatea și să ascultați modul lor de gândire. Nu aplicați, pentru că eu pot să greșesc. Eu pot să greșesc să vă spun, da, am cumpărat proiectul X, de asta, de asta nici nu îmi permit să dau nimic pe comunitate nu îmi permit să dau niciun moment pe Twitter. Am cumpărat proiectul X, l-am cumpărat la prețul cutare și mi-am stabilit că îl vând la prețul cutare. Pentru că sunt foarte multe persoane, <că> sunt peste <că> 17.000 de persoane pe Twitter care mă urmăresc, Sunt 10.000 și ceva de oameni în comunitate <că> și am văzut suficiente, suficiente reproșuri în decursul anilor încât să pot să stau în banca mea și să nu vin să dau astfel de lucruri pentru că eu mi-o asum, eu am intrat și eu mi-asum că pot să pierd și acei bani. Dacă am dat aceste informații, le-am dat pe grupul meu, pe grupul celălalt de suport, le-am dat pentru că este un cer mult mai restrâns, sunt persoane care sunt pe acel grup de peste un an de zile, oamenii știu, sunt asumați și nimeni nu vine să îți scoată ochii acolo. Oamenii sunt asumați 100%. Nu pot să fac lucrurile astea pe canalul de YouTube, nu pot să le fac pe comunitatea mare de Telegram, nu pot să le fac pe comunitatea de Twitter. Pentru că chiar dacă mulți dintre voi care sunteți deja participanți în voi ăsta de atât de multă vreme Eu știu că probabil din cei 100 și ceva de oameni care sunt prezenți în, în, în voice-uri regulat Probabil că cel puțin 70%, da, nu știu, eu dau un procent. Eu sunt convins că din cei care sunteți prezenți aici, dacă aș pune așa ceva, aproape niciunul n-ați venit să îmi reproșați. Dar, Aici nu e vorba numai de cei 100 și ceva care participă în mod constant, e vorba de restul comunității. Ați văzut că am avut chiar astăzi, cred că a intrat cineva pe grup, îmi pare rău pentru persoana respectivă, 20 ceva de ani. Deci era clar din, ori, din prima întrebare că era pe lângă subiect complet, nu știa deloc cripto. Încep să bagă bani, că am văzut la cineva că pot să devin milionar în decurs de uh, nu știu câte zile că se pot face Așa, foarte și mult în cripte, în multe din Am citit și eu, am vrut să elă, și n-am mai răspuns da. pentru că am pus sau răspuns, dar ce am vrut să completez aici. Ce m-a pe mine la persoana respectivă, dacă vorbi serios, deranj a fost uh, ceva de genul scris, eu prefer să câștig viața cripto, fac bani în viața cripto, să nu mai mă duc la muncă. Adică dacă voi vă gândiți că nu trebuie să, adică nu, 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 trebuie să munciți ca să câștigați, adică să aveți da, profituri în da, viața asta, să uitați. Nu, nu, Ui, nu, noastră, nu discutăm neapărat ne, de. de, pe de, pe de muncă. Nu discutăm <laughs> neapărat. Aici eu nu discut neapărat de o persoană. Vă repet, uh, <coughs> eu discut de mentalitatea respectivă. Nu vorbesc de persoana respectivă, că nu-mi permit păi să. Pe, l am văzut pe, pe trei grupuri care scrie același lucru. No, în fine, Adi, nu vreau, să, nu vreau să dau nume, nu vreau să vorbesc de persoana respectivă, repet, eu vreau să discut de mentalitate și de faptul că eu nu-mi permit să caracterizez și nu-mi permit să judec niciun membru al comunității. Mi-am asumat în momentul în care am făcut această comunitate că rolul meu este aici să încerc să-i ajut, nu să judec pe nimeni și nu o să stau să judec pe nimeni niciodată Dar vă spun sincer, când citesc unele întrebări și când le văd și când am văzut și astăzi unele afirmații, vă spun sincer, mi s-a ridicat părul pe mâini când am văzut cum poate cineva să plece la drum și cum își poate risca banii Uh, pentru că a văzut, nu știu, pe unde, că cineva a spus, a afirmat într-un TikTok, nu știu ce, este un video, în, uh, repet, nu mă interesează persoane, nu uh, n-aș putea să acuz pe nimeni niciodată, dar faptul că, uh, gata, mă apuc să investesc bani, că am auzit la nu știu cine că pot să devin milionar din cripto și bă, nu mai trebuie să muncesc uh, niciodată. Nu, pe, cu această abordare o să devii falit în decurs de o săptămână, două. Uh, foarte repede. Și dacă nu înțelegi că primul pas, în momentul în care faci o investiție, primul pas nu este investiția în sine, ci este studiul acelei investiții, atunci șansele sunt extrem de mari să îți pierzi toți acei bani În fine, Dragilor, este ora 11. Sunt iarăși 3 ore de voice. Nu știu cum fac și cum reușesc eu în fiecare voice când zic că Bă, nu știu ce o să mai vorbim astăzi, să vedem ce găsim Și totuși iarăși ne lungim la 3 ore am apăsat butonul de play, și se pare că nu s-a defectat cel de stop. Mă bucur în continuare să văd oameni dragi mie. Toți îmi sunteți dragi, dar sunt persoanele care le văd, le văd permanent în comunitate, și țin să le mulțumesc pentru că, cu ajutorul vostru, și faptul că sunteți prezenți în continuare aici, a mulți dintre voi susțineți în continuare această comunitate și, și sunteți alături de noi nu o să pot să vă mulțumesc vreodată și să fiu. N-aș putea să fiu suficient de recunoscător pentru că stați alături de noi mai departe și, și nu pot decât să vă mulțumesc pentru asta. Bineînțeles, echipa care este una extraordinară și care ea, la fel îi sunt profund îndatorat. Nu vreau neapărat să dau nume, că vă știți fiecare, dar vă apreciez pe toți. Apreciez foarte mult că vă rupeți din timpul vostru în fiecare zi de joi și sunteți alături de noi. V-am anunțat, anunțat și săptămâna trecută, cred că, că o să, o să lipsesc o perioadă. Deci, surile o să fie ținute de colegii mei în următoarele două săptămâni. Nu știu cât o să reușesc să fiu activ pe partea de chat pentru că o să fiu pe un alt fusorar complet diferit față de ceea ce se ce e în România și nu știu cum voi reuși să mă sincronizez Dar cu siguranță o să încerc să fiu activ atât cât pot, mai puțin pe partea de voice dar aici sunt convins că avem atât de multe persoane de valoare în comunitate încât nu fac nici cea mai mică problemă că Voisurile nu vor fi la fel de interesante. De ce nu, poate mai interesante prin, prin lipsa mea? Nu știu. Rămâne de văzut. Oricum, o să fiu, abia aștept o să, să pot să le ascult în a doua zi, imediat ce am posibilitatea. Deci, o să-mi fie foarte dor de voi să, să vă aud, așa cât puteți voi, cât mai vorbiți unii dintre voi prin chat dar na, revin, revin în două săptămâni și ceva cu forțe proaspete, sper eu, și să ne auzim pe pe condiții bune de piață și cu profituri mari făcute. Dacă sunt câteva întrebări scurte înainte de a închide, eu sunt disponibil să vă răspund. Gata? E, nu a, a oprește înregistrarea și ne spui unde te duci. Nu, așa nu. <laughs> nu Mister, oprește înregistrarea și mai stăm două minute și aia e. <laughs> da, Adrian, Adrian are chef de vorbă. Mm. Mai stăm două minute. Oprim, primăregistrarea o primă uh, înregistrarea am, da, oprim înregistrarea că am observat că lumea este mult mai uh, deschisă la a discuta abia după ce oprim înregistrarea. Deci pe cale oficială vă mulțumesc că ați participat, dar vom rămâne în continuare câteva minute Dar o să închid voice ca să putem să-l postăm Acest voice va fi postat sâmbătă, ca să știți Ama o să-l postăm mâine și voice care a continuat o să-l postăm sâmbătă Vă mulțumesc încă o dată